Salutare și bine v-am regăsit! Eu sunt Cosmin, iar astăzi vreau să vă prezint trei instrumente pe care eu le-am folosit și cu care de altfel am făcut cea mai bună echipă în momentul în care am reușit să plachez acești pereți de la bucătărie cu faianță. Am folosit niște plăci de 20x40 de centimetri, 20 de centimetri lățime cu 40 de centimetri lungime. Și instrumentele pe care le-am folosit le vedeți chiar acum în fața dumneavoastră. Este vorba despre o mașină de tăiat gresie și faianță de la Wolfcraft, modelul TC460, de altfel și două carote diamantate pentru plăci ceramice, fie ele gresie, faianță, marmură și așa mai departe, cu singura condiționare care vine la producător pentru porțelan. Acolo nu știu, nu am încercat, nici nu am porțelan la îndemână ca să le încerc, dar fiind faptul că am încercat ceva timp în urmă o carotă care era strict de beton și era condiționată pentru betonul armat, a funcționat. Bănuiesc că și acestea o să meargă, dar sunt condiționate de producător. Așa că dacă doriți să le încercați, o puteți face cu cea mai mare plăcere. Haideți să le luăm pe fiecare parte și să vorbim puțin despre ele. Aici avem mașina de tăiat gresie și faianță, care are o lungime de tăiere de maxim 460 de milimetri. Ea poate tăia și la 90 de grade și la unghi, adică la 45 de grade. Dacă aveți plăci pătrate, le puteți forma astfel încât să tăiați pe verticală, să vă rămână jumătate de placă în unghi. Nu am găsit o metodă mai bună de prezentare, de aceea am zis că, băi, dacă toți sunt aici și le-am folosit, hai să vedeți și voi ce am folosit exact. De altfel, mașina de tăiat plăci ceramice vine cu o tijă reglabilă care are un șurub în partea dreaptă, ce se poate ajusta de la dimensiuni între 50 de mm și 155 de mm. Pur și simplu, aceasta culisează. Avem aici o scară gradată atât pe partea de sus cât și pe partea de jos în funcție de dimensiunea de tăiere, pentru unghiurile de 45, de altfel pentru unghiurile de 90 de grade, astfel încât vom regla, strângem șurubul și avem dimensiunea de tăiere. Avem un mâner ergonomic care poate fi folosit atât pentru dreptași cât și pentru stângaci. El curisează pe direcția înainte, iar în momentul când acesta ajunge la capăt, pur și simplu ridică mânerul. Vedeți și dumneavoastră punctul de spargere, se ridică. Acum vom apăsa pe el și placa se rupe. Dar o să facem câteva teste, o să vedeți în videoclip testele cum funcționează exact pe o placă de faianță. Mașina culisează foarte bine, taie la drept, adică nu o să aveți probleme în folosirea ei. Este destul de ușoară, din ce am citit eu, are undeva la 1,7 kg. Lungimea totală este de vreo 65 de centimetri, dacă nu mă înșel, de la un capăt la celălalt, dar v-am spus, plăcile le puteți tăia maxim la dimensiunea de 460 de milimetri, adică 46 de centimetri trebuie să aibă maxim o placă cu această mașină de tăiat plăci ceramice. Ca să vă arăt mai bine, o să desfac tija reglabilă de pe partea dreaptă, pentru că eu am folosit-o pe partea dreaptă. O să o mut pe partea stângă. Aceasta se desface foarte ușor, are o șaibă, un șurub și tija, care poate fi ajustată după cum doriți dumneavoastră în funcție de unghiul pe care îl doriți să-l tăiați, la 90 sau la 45, așa cum vă spuneam și mai devreme. De altfel, o voi așeza pe partea stângă acum, voi monta piulița, șurubul. Să presupunem că aceasta este dimensiunea de tăiere, dar avem o placă lungă. Ceea ce înseamnă că placa lungă trebuie susținută astfel încât să nu se liște pe cantul de jumătate al mașinii de tăiat gresie și să o tăiem la drept. Pentru asta avem aceste două pârghii pe care le vom așeza aici după forma asta sau în funcție de lungimea plăcii. Am aici o placă de faianță, o punem pe lungime să vedem cum funcționează. Nu voi tăia pe aceasta, am făcut deja testele pe faianța din spatele meu și o să o vedeți, să nu stric placa.
nu aș vrea să o prăpătesc, pentru că o să le mai folosesc mai altceva în plan în viitorul apropiat și cu această mașină de tăiat gresie și faianță. Pur și simplu, montăm placa, ajustăm dimensiunea și așezăm placa. Acum ea stă perfect în aliniament pe mașina de tăiat gresie și faianță. Practic, nu avem denivelări, putem veni cu mânerul ergonomic, tăia placa și să o rupem la final. Aceasta este forma de tăiere pe lungime. Acum să vă arăt și forma de tăiere pe lățime. Pe lățime se scoate placa. Vom așeza în partea din spate a mașinii. Le voi pune pe ambele pe forma asta și voi așeza placa așa. Practic avem acum susținere pe toată lungimea plăcii, indiferent de poziția de tăiere. Iar pentru tăierile în unghi, să presupunem că această placă este pătrată, pur și simplu vom așeza acolo unde avem nevoie de aceste susțineri. Eu astfel pot să așez așa, pentru că placa mea este dreptunghiulară și nu are o poziție foarte bună. Presupunând că aceasta este un unghi de 45 de grade, vom tăia placa noastră pătrată la un unghi de 45 de grade. Cam așa funcționează această mașină de tăiat gresie și faianță. O să dau la o parte această placă de faianță să nu o sparg. Suporții ăștia sunt foarte ușor și foarte simplu de manevrat, adică mi se par foarte util și reduc considerabil greutatea acestei mașini de tăiat gresie și faianță. O să strâng acum tija reglabilă, să vă arăt cu ce mai vine în pachet, dacă mai are ceva în cutie. Aceasta este cutia de subiect în care această mașină de tăiat gresie și faianță vine ambalată. O să revin cu acest mâner la capăt și o să-l așez pe jumătate, astfel încât să nu ocupe foarte mult spațiu. Este destul de ergonomică, o putem așeza cum dorim. În pachet, cutia aceasta este. Avem instrucțiuni pe mai toate părțile cutiei în funcție de modelul de tăiere. De altfel, în cutie regăsim și un manual de instrucțiuni. Manual de instrucțiuni pe care vă recomand să-l citiți dacă doriți să aflați informații suplimentare despre această mașină de tăiat plăci ceramice. Nu vreau să lungesc vorba foarte mult cu prezentarea acestor produse, vreau să le vedem mai mult la treabă decât să vorbim despre ele, pentru că știm cu toții ce ar trebui și cum ar trebui să facă o mașină de tăiat gresie, de altfel ce ar trebui să facă niște carote diamantate pentru plăci ceramice. O dăm la o parte acum. Acum că v-am făcut o prezentare pentru această mașină de tăiat gresie și faianță, vreau să vă prezint și cele două carote pe care le-am folosit la debitarea, ca să spun așa, sau la găurirea plăcilor de faianță. Am folosit o carotă diamantată pentru plăci ceramice de 68 de mm pentru a da gaură la dozele pentru întrerupătoare, iar cea de 35 de mm am folosit-o acolo unde am avut nevoie să scot instalații sanitare. Carota de 68 de mm poate găuri până la o adâncime de 40 de mm, iar la fel cea de 35 de mm la fel poate găuri până la 40 de mm. Ambele carote vin cu un suport de bit în centrul acestora, cu un bit diamantat, practic au suportul așa, se introduce bitul în suport și practic acesta va deveni centrul găurii dumneavoastră și pur și simplu se va înfileta în centrul carotei, astfel încât vârful diamantat să fie puțin ieșit în exteriorul carotei, astfel încât să dăm foarte bine centrul acesteia. De menționat la aceste carote este modul de debitare al plăcii și anume, sensul de rotație al acestor carote este strict către dreapta, nu vor funcționa în debitare în partea stângă. Le puteți mufa foarte ușor pe o mașină de înșurubat și găurit.
Destul cu vorbăria, nu vreau să vă umplu capul acum cu N detalii despre aceste produse. Le găsiți și dumneavoastră pe site-ul producătorului. O să vă las eu link în descriere pentru fiecare produs în parte. De altfel, haideți să trecem la treabă și să vedem cum funcționează exact ele și dacă împreună cu mine facem o echipă perfectă. Și ce au făcut aceste mici jucării de la Wolfcraft legate de mașina de tăiat gresie și faianță. Are o tăiere foarte fină, nu ciobește și de altfel puteți tăia plăcile atât la un de 90 cât și la un de 45 de grade, iar carotele diamantate pentru plăci ceramice au o găurire fină, nu ciobesc și de altfel vă puteți face treaba astfel încât să aveți niște găuri perfecte atât pentru instalațiile electrice, cât și pentru instalațiile sanitare. Ele nu sunt singurele pe care cei de la Wolfcraft le au în portofoliu. Dacă intrați pe site-ul lor, veți găsi și alte dimensiuni de carote, nu doar acestea pe care eu vi le-am prezentat astăzi. Sper că ați găsit util acest clip, sper că v-a și plăcut de altfel. Nu uitați să îmi scrieți în comentarii părerile voastre, să îmi dați un like, un subscribe dacă nu v-ați abonat încă. Eu am fost Cosmin, iar până data viitoare vă urez numai bine!